iubiții mei, toți în viață suferim mai mult sau mai puțin de o boală, de un necaz, de o singurătate, de bătrânețe, de plictiseală uneori, de trădarea unui prieten. Este o deosebire între suferință și o suferință. O suferință pe care o ai și pe care nu o accepți, din cauza căreia te plângi și lui Dumnezeu, te plângi și oamenilor, și pe care o suporți greu și care te chinuiești. Și există suferința asumată. Aceea suferință, dacă nu este asumată, te chinuiește. Dacă este asumată, te va liniști. Și dacă vei spune, sufăr pentru păcatele mele pe care le-am uitat, pe care le-am făcut, pe care nu le știu, pe care nu le-am mărturisit, și iată că Dumnezeu mă pedepsește de lumea aceasta pentru ca să mă scotească pe lumea cealaltă. Sau spui, prin aceasta vrea Dumnezeu ce vrea cu mine. Ca corbul din naștere, au întrebat ucenicii, cine a greșit, el sau părinții lui, s-a născut orb? Și răspunsul, nu, nici el, nici părinții lui, dar s-a născut orb pentru ca prin el să se vadă lucrarea lui Dumnezeu. Care lucrare? Faptul că Iisus avea să-l vindece. Vă spun aceasta, iubiții mei, dintr-o lungă experiență, pentru că sunt un om bătrân și în viață am trecut prin multe, prin foarte multe, dintre care nu puține au fost suferințele, unele cumplite, inclusiv anii mei de închisoare. Important este că din clipa în care începi să suferi, să-ți o asumi și să zici, suferința este a mea, aceasta este crucea mea pe care o port, pentru că și Iisus a purtat. El pentru păcatele noastre, eu pentru păcatele mele. El pentru că a jertfit ceva, eu pentru că vreau să-L jertfesc ceva. El pentru că a iubit ceva, a iubit pe oameni, eu pentru că îmi iubesc țara și îmi iubesc pe semenii mei. Și din clipa în care suferința nu-ți mai este străină, ci este asumată și acceptată, ea devine suportabilă și chiar se preface în bucurie. O spune un om cu mâna pe inimă. Să suferi de foame, de sete, de frig, de bătăi și să te bucuri, iertându-i pe cei care te chinuiesc. Este modelul lui Iisus pe care, să vă spun eu, numai trecând prin suferințe, într-un fel asemănătoare cu ale lui, poți să le înțelegi pe deplin. Ei bine, tâlharii care au fost răstriți împreună cu el erau pentru păcatele lor, pentru nelegiuirile lor. Și unul dintre ei cârtea, socotind și spunând că a fost osândit pe nedrept. Asta o spun toți criminalii. Sau la închisoare pe degeaba. Pe câtă vreme un altul, cel din dreapta lui Iisus, și-a asumat suferința și a spus celuilalt, tu nu vezi că noi pentru păcatele noastre suntem aici. Deci ne merităm pedeapsa. Dar omul acesta de lângă noi este un om drept, nu a făcut nimic și este răstignit nevinovat. Iisus a auzit aceste cuvinte și a întors capul către el, iar tâlharul i-a spus, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Iar Iisus i-a răspuns, adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Și în felul acesta, cu el, cu tâlharul care s-a pocăit, a deschis Iisus raiul nostru al tuturor. Iată, deci, deosebirea dintre a avea o suferință neasumată și o suferință asumată, aceea te mântuiești. Iisus Hristos și-a asumat această suferință. Pentru asta a venit din cer pe pământ. Să sufere și de foame și de frig. Și-a asumat suferința până la capăt, fără niciun fel de rabat. El a spus, oare credeți că nu pot să rog pe Tatăl meu să-mi trimită câteva legiuni de îngeri să mă apere? Ei, cum să? Dar din clipa în care s-a predat în grădina Ghetsimani și a intrat în acest ciclu al patimilor sale, el a devenit numai om. Nu a făcut apel la niciuna din puterile sale dumnezeiești. S-a lăsat arestat, dus în Sinedriu
portat de la Ana la Caiafa, pălmuit, bacocorit, biciuit și în cele din urmă răstignit. Le-a prevestit pe toate acestea, le-a spus nu odată ucenicilor săi: să știți că Fiul omului, adică eu, va fi dat în mâna răufăcătorilor și îl vor barjocori și îl vor răstigni, dar a treia zi va învia. Iubiții mei, din clipa în care sângele lui Iisus a început să ulde lemnul crucii, crucea a devenit altar. Nu a mai fost element de tortură, ci altar pe care se aducea o jertfă. Iisus însuși, fiind și jertfă, și cel care aducea această jertfă. Jertfa pentru ce? Pentru răscumpărarea noastră a celor mulți și păcătoși. Din iubire pentru noi și-a asumat această jertfă și-a dus-o până la capăt. Repet, n-a făcut niciun fel de rabat. Unul din chinurile cumplite ale răstrânitului era setea, pierdea sânge. Și cel care pierde sânge suferă de sete, îi se usucă în gura. Și femeile miloase aveau obiceiul să facă o băutură dintr-un vin oțet amestecat cu piere. Era un fel de anestezic. Și le ducea acolo la locul de osândă ca să le dea celor osândiți și să le îndulcească într-un fel, să le îmblânzească durerile prin această anestezie pe care o producea această băutură. Și s-a oferit și lui Iisus. A fost luat un burete, a fost îmbibat cu această băutură anestezică și într-o vârtă de trestie i-a dus-o la gură. Dar Iisus a refuzat-o. Nu a vrut anestezie. A zis, durerea mea trebuie să fie întreagă până la capăt, fără niciun fel de concesie. În aceasta constă măreția crucii și măreția jertfei, a unei jertfe pe al cărei simbol este Sfânta Cruce. Și în sfârșit, iubiții mei, Sfânta Cruce este și putere. Este putere prin ea însăși. Așa cum o icoană, prin puterea persoanei care se găsește în spatele ei și pe care icoana o reprezintă, dacă acea persoană, acel sfânt sau acea sfântă binevoiește, impregnează materia cu anumită putere și icoana devine făcătoare de minuni. Cunoaștem și noi pe cea de la Nicula, cunoaștem și altele în țara românească și în lume. Ei bine, uneori așa se întâmplă și cu semnul crucii, cu cel care o poartă în lăuntrul lui. Crucea devine putere prin ea însăși. Este suficient ca să-ți faci semnul crucii cu credință și cu evlavie puternică, să zici o rugăciune scurtă și ea devine putere care te apără și te întărește. Vă voi aminti că cea mai scurtă rugăciune, dar și cea mai eficientă pe care noi avem în creștinismul răsăritean, este rugăciunea zisă a inimii sau a minții sau a minții în inimă. Foarte scurtă. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătoșul. Aceasta, împreună cu semnul crucii, izvorește o putere extraordinară, liniștitoare și mântuitoare. Vă îndemn din toată inima să o faceți. Este scurtă, se poate spune oriunde, în biserică, acasă, pe drum, la serviciu, oriunde te găsești, cu voce sau în gând. Oricând se poate spune această rugăciune, care, repet, însoțită de semnul crucii, ea este putere.